Foarte bine ați făcut că ați dat click, chiar și doar pentru că acum veți putea răspunde singur la întrebarea ai citit cărțile lui Stermin cu nu, dar am văzut un dialog cu el la Hot News. Alexandru Stermin e autor publicat în volum, a scris jurnalul unui ornitolog la Cluj, a scris Căzuți în junglă și Călătorie în jurul omului apărute la Humanitas și a mai scris Cum am devenit vrăjitor, publicată la Humanitas Junior. Îl ascultăm la Hot News prin Skype, ca așa s-a putut acum, dar o să-l vedem și în carne și oase pe 18 mai pe scena Ateneului Român la conferințele Humanitas. Salut, Sandu, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Servus, mulțumesc frumos că m-ați invitat. Cu riscul de a fi inutilă, insist cu o scurtă prezentare. Alexandru Stermin, biolog și explorator, a participat printre altele la expediții în jungla Americii de Sud și în Siberia, predă la Facultatea de Biologie și Geologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. E licențiat în biologie și în teologie, a absolvit un master în filozofie și un program de formare în psihoterapie pozitivă, se implică activ în popularizarea științei și conservarea naturii. Eu sunt jurnalist și doar asta mă face să ajung în fiecare seară foarte obosit acasă, așa că, Sandu, e greu să nu te întreb cum ai reușit să obții prezentarea asta. Ești un bun organizator al timpului tău sau ai sindromul FOMO, Fear of Missing Out? Cred că sunt un bun organizator, dar nu din frica faptului că aș putea rata lucruri, ci din altă frică. Și frica asta este, sună așa macabru, dar este frica mea de moarte. Și de fiecare dată când mă gândesc unde sunt pe scala vieții mele și mă văd așa pe linia vieții, mă gândesc, sunt aici, cât mai am de trăit, ce mai am de făcut, când mă uit în jur și văd cât de spectaculoasă e lumea și ce frumoasă este, atunci îmi doresc să fac o curăță de lucruri. Și încep să mi le organizez, ca să apuc să le fac. Și de obicei, toate sunt legate de două lumi. De lumea din interiorul nostru și de aici toată fascinația asta pentru psihoterapie, pentru filozofie, și de lumea din exteriorul nostru. Și de aici toată nevoia asta mea de a merge, de a căuta, de a înțelege. Te întreb așa ca la angajare, ce ai vrea să știe lumea despre tine? Aș vrea să știe că sunt curios. Deci pe mine curiozitatea și mirarea m-au salvat. M-au salvat când eram copil, am crescut într-un sat și universul ăla al meu din sat era foarte îngust, dar curiozitatea și mirarea m-au făcut să mi lărgesc pentru că am ieșit în natură și am descoperit natura. Și după asta mi-am dat seama că pe măsură ce am crescut, dacă în general oamenii, adulții, renunță la curiozitate și mirare, eu am avut norocul să le păstrez și ăstea mă salvează încă. Deci eu sunt un curios care se miră și care caută. Și care merge pe teren la firul ierbii și în urma expedițiilor tale noi descoperim o mulțime de povești captivante. Spune-mi însă ce descoperi tu, ce ai descoperit tu? Mă refer în primul rând la descoperiri științifice, nu? Un lucru pe care pot să zic că l-am descoperit și l-am publicat este legat de felul în care comunică păsările. Eu când eram mic, am crescut cu gâștele. Și eu puteam să vorbesc cu gâștele, în felul în care vorbesc gâștele între ele. După ce am crescut și am început să studiez păsările în teren, mi-am dat seama că ele comunică între ele, dar nu doar speciile, indivizi din acea specie, ci există un nivel de comunicare interspecific. Deci păsările din specii diferite comunică între ele pe diferite paliere. Și comunicarea asta e complexă. Și atunci am făcut tot felul de experimente din astea de etologie, adică de comportament, la SIC, aici lângă Cluj, unde e cea mai mare mlaștină din Transilvania. De obicei, păsările care stau în zone foarte dense și care nu se văd unele cu altele, comunică prin cântec. De asta păsărelele care cântă stau în copaci sau prin mlaștină și cele care dansează, cum sunt fazanii, cum sunt rațele, stau în zone deschise, că ele pot să danseze acolo ca o scenă și pot să-și etaleze penajul. Dacă ar dansa o pasăre în stuf, n-ar vedea o nimeni. Și atunci ea trebuie să comunice prin semnale, prin cântece, prin... Și am făcut experimentele astea acolo la SIC și am demonstrat, de fapt, că păsările din specii diferite comunică între ele. Și dincolo de asta, o altă descoperire pe care am făcut-o ține de faptul că, la un moment dat, aici a fost o glaciațiune peste Europa. Cum 10.000 de ani, a început încet să se retragă glaciațiunea și înainte de glaciațiunea asta erau păsări, erau foarte multe păsări de balt, de mlaștină și ele au plecat și nu știam unde au plecat. S-au dus în
Africa prin Spania, s-au dus în Africa prin Turcia, nu știam de unde s-au dus. Și atunci, după, am făcut tot felul de studii în astea genetice, ca să vedem, de fapt, în ce direcție s-au dus și cum s-au întors ele după glaciație. Și am văzut că majoritatea au venit dinspre Asia și nu au venit înapoi din Spania, pentru că în Spania nu existau laștii. Și atunci am putea să ne gândim cumva că după glaciațiunea asta, toate păsările care au venit, majoritatea păsărilor de mlaștină care au venit înapoi în Europa, au venit din zona asta. Astea sunt studii de etologie, sunt studii de genetică populațională și sunt cumva astea sunt descoperiri științifice. Uite, virez acum un pic spre filozofie și te întreb așa, ce ai căutat și n-ai găsit? Și ce nu ai căutat, dar ai găsit? Ce am căutat și n-am găsit? Am căutat, cred, niște certitudini. Și am umblat după certitudinile astea. Vreau să știu că există ceva fix pe lume, ceva în care pot să mă cred, ceva care îmi dă o plasă. Și ne-am căutat acolo unde nu erau ele. Și tot căutând certitudini, mi-am dat seama că nu există certitudini și că poate singurul lucru de care suntem siguri este că murim și că încă unul e că totul se schimbă. Și asta am căutat. Poate așa am ajuns și la teologie. M-am dus acolo după niște certitudini și când le-am primit, mi-am dat seama că nu pot să mă bazez pe ele și atunci am rămas tot biolog. Iar ceva ce am căutat și ce n-am căutat și am găsit, cred că sunt aproape toate celelalte lucruri pe care le-am găsit. De fapt, eu nu le-am căutat. Și tot în peste ele, am prins așa de aici colo câte un fir și am tot început să trag de firul ăla și am descoperit o groază de lucruri. Asta e pentru că ai dat curs mirării filozofice, dacă îmi permis să continui în stilul ăsta. Și cred că e importantă mirarea, pentru că știi ce se întâmplă? Cel puțin văd în știință. Poate lucrurile astea pe care le, nu știu, le-am descoperit, eu zicem, despre genetica populațională a păsărilor. Știința evoluează, evoluează, evoluează. În momentul în care eu am descoperit asta, eu m-am mirat. Și cumva m-am însuflețit așa, m-am încărcat de energie ca să merg mai departe și să fac alte căutări. S-ar putea ca peste 50 de ani cineva să vină și să le nuanțeze că, păi, n-ai avut chiar dreptate. Uite, aici lucrurile stau așa, 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 așa. Și atunci, cred că atunci când căutăm ceva, e important să vrem să le descoperim, nu ca să aflăm neapărat adevărul, ci ca să ne bucurăm de momentul ăla al descoperirii. Și cred că mirarea ține de recompensa pe care o ai când găsești ceva, chiar dacă nu ești foarte aproape de adevăr. Cum te pregătești să descoperi ceva? Cum te pregătești când pleci într-o expediție și cum arată o expediție? Expedițiile din Brazilia, cel puțin, sunt foarte birocratice. Deci, uneori mă pregătesc și 2 ani de zile, încerc să-mi fac rost de hârtii și de oameni care să mă ajute. Dar eu am noroc că sunt român și sunt obișnuit cu birocrația, așa că nu mă mai sperie absolut nicio chestie din asta birocratică. Și tot trimitem hârtii și semnăm și trimitem prin mail și trimitem electronic și trimitem prin poștă. Și atunci, în primul nu-i rând... Așa, nu e așa ca la Bear Grylls să te duci și te arunci în sălbăticie și încerci să supraviețuiești? Nu, aia nu mai expediție. Aia e aventură. Și eu vreau să mă întorc în expedițiile astea în care mă duc. Și de obicei ce se întâmplă, expedițiile astea pe care le fac sunt în tot felul de zone strict protejate. De exemplu, am avut o expediție în insula cea mare din Brazilia, care e un monument UNESCO. Acolo am avut noroc cu colegii mei de la Universitatea din Rio de Janeiro, care m-au ajutat cu documentele, nu știu, a durat un an și ceva ca să am acces acolo. După care am mai făcut anul ăsta, așa, anul trecut, am fost în niște triburi. Și triburile astea sunt niște spații protejate, sunt niște rezervații enorme, nu știu, o rezervație cât Belgia. Și nu ai voie să intri acolo dacă nu ai toate permisele și dacă nu ai pe cineva cu tine care are la rândul lui niște permise. Și în același timp, ce și mai noaptea minții, este că și oamenii din trib trebuie să-și facă niște hârtii ca să te primească. Și îți dai seama că oamenii din trib nu știu să facă hârtii. Și atunci trebuie să cauți pe cineva dintr-un oraș de la rezervația asta, care să aibă dreptul să intre în rezervație și să se ducă acolo și cu ei să facă hârtire. E incredibil. Și de asta e greu să faci o expediție acolo, nu pentru că e periculos, ci pentru că te îngroapă birocrația. Dar cu răbdare și cu perseverență reușești. Și atunci, în primul rând, trebuie să ai hârtile. După ce ai hârtile, nimic nu te mai sperie.
nici măcar Jaguar nu te mai sperie. Te duci acolo și, și îți trei echipa. Și de obicei eu mă mai duc cu... Suntem foarte puțini. 4 sau 2 sau cam așa. Îndeplinești toate sarcinile astea birocratice și în cele din urmă pornești. Ce faci? Care sunt primele lucruri? Cum îți aranjezi traseul? Traseul este cumva... Traseul e făcut de dinainte pentru că plecăm pe un proiect. Trebuie să fie un proiect. Trebuie să facem ceva acolo. Și atunci, după ce am obținut toate documentele, trebuie să verific dacă am toate vaccinurile făcute. Dacă am toate vaccinurile făcute și de obicei le am, pentru că astea sunt parapile 10-15 ani, ajungem acolo, se întrunește echipa și vrem să vedem ce avem de făcut. Dacă avem de prins păsări pe o insulă care e acoperită de junglă, atunci noi avem GPS-urile. De obicei avem semnal prin satelit la GPS sau la telefon, sunt niște telefoane speciale, și plecăm pe traseu. Ce e foarte greu este că trebuie să avem toate lucrurile cu noi. De obicei am două rucsacuri, unul în față și unul în spate. În rucsacul din față am mâncare și haine și în rucsacul din spate tot felul de aparatură cu care înregistrăm, cu care capturăm sau unde conservăm picăturile de sânge pe care le luăm de la păsări și tot felul de alte probe biologice. Deci suntem încărcați efectiv ca niște măcari. Și mergem prin junglă pe un traseu cu ajutorul GPS-ului. Și avem niște puncte prestabilite. De obicei sunt niște puncte prestabilite în care trebuie să ajungem. Și punctele astea de obicei le stabilește o echipă de... Management al proiectului. Da, care nu au fost niciodată pe insula aia. Și te trezești că trebuie să ajungi în niște puncte la care nici nu ți-ai imaginat, nici nu poți ajunge acolo. De exemplu, uneori, dacă e o pantă foarte abruptă, lăsăm rucsacul jos, ne urcăm pe panta asta, legăm o sfoară de un arbore, coborâm, ne luăm rucsacul în față și în spate și ne urcăm, ne tragem de sfoara asta ca să ajungem în punctul ăsta. Și asta s-a întâmplat de foarte multe ori. Și e foarte important să ajungem în punctele astea stabilite de cei care au făcut proiectul. Ce mâncați? Ce se află în rucsacul din față? De obicei, în fiecare zi mâncăm același lucru. Și trebuie să avem grijă să avem carbohidrați, trebuie să avem grijă să avem fibre, proteine și grăsimi. Și atunci ne luăm cu noi o brânză, este o brânză acolo, o brânză provalone, care e o brânză foarte dură și afumată, nu se strică. În jungle e foarte cald. Sunt 20, 33, 35, 38 de grade, foarte, foarte cald și mâncarea se poate strica. Și atunci dimineața avem o tigaie mică în care topim niște brânză din asta provalone, din asta foarte afumată, pe care o întindem pe o felie de pâine cu mălai. Și asta mâncăm dimineața, în fiecare dimineață. După care la amiază avem o conservă de ton pe care o desfacem și o amestecăm cu... Avem maioneză așa în pastă de tupuri ca pastă de dinți. Desfacem un tub din ăla și amestecăm maioneza asta cu tot ce acolo avem și grăsime și proteine. Și punem pasta asta peste o bucată de pâine cu tărâță ca să avem și fibre. Iar seara urmează o cină din asta fastoasă așa, în care fierbem fie paste, fie orez, pe care le amestecăm cu o conservă de fasole. Și în fiecare zi mâncăm acele lucruri. Din când în când eu fac o prostie foarte mare pe care n-ar trebui să o fac, dar sunt adult și poate n-ar ce să mă oprească. Atunci când găsesc câte un arbore care are fructe și văd că sunt mai mulți în arborele astea și mănâncă fructele, eu strâng de pe jos niște fructe, să le pun în rucsac și mușc un pic dintr-un fruct și aștept să văd dacă mi se face rău. Și dacă nu mi se face rău, după o oră împart fructele cu toată lumea și mâncăm din fructele astea. În junglă fructele sunt foarte toxice. Și păsările mănâncă fructele astea, dar ele au tot felul de mecanisme prin care fac față toxinelor. Dar pentru că rudele noastre mai multe sunt cumva așa mai apropiate de noi, eu mă gândesc că dacă ele au toleranță și pot să consume fructele astea, pot și eu. Ți s-a întâmplat să pățești? Mi s-a întâmplat, dar nu cu fructele. Mi s-a întâmplat să pățesc cu alte chestii, cu animalele. Mi s-a întâmplat să pățesc cu faptul că nu respect reguli. De exemplu, când mergem și suntem patru, avem o singură regulă. Nu avem voie să plecăm singuri. Trebuie să plecăm câte doi sau toți patru. Pentru că dacă unul pățește ceva, cum nu avem telefon, nu avem semnal, nu avem nimic, trebuie să fie cineva acolo care să te ajute sau să se ducă la tapă după ceilalți. Și într-o seară, dar după ce am terminat cu colectatul probelor, eram în cort și eu știam că de acolo, de la cort, de la mine, fac vreo 10 minute și ajung la un pârâu. Și am plecat pe pârâu, am plecat
la pârâu, singur. N-am mai chemat niciun coleg, că erau toți în lupți de oboseală. Și cum mergeam eu așa prin vegetație, am simțit că am călcat într-un cui foarte scuțit. Aveam impresia că mi-a intrat un cui prin bocan. Și m-am lăsat jos, așa m-am uitat la picior, am văzut că nu aveam nimic la picior și îndată a început să-mi pulseze mâna. Și când m-am uitat la mână, mi-am dat seama că m-am mușcat sau pe anjel. Și că pe sistemul nervos am mers durere, așa, ca un fel de paralizie. Și atunci chiar am crezut că m-am speriat foarte tare. Mi-am seama că n-are rost să urlu, că până veneau colegii, mă căseau acolo de ce puteau să facă. Și știi ce am făcut? M-am gândit că ce o să facă ai mei, la ce o să se gândească ai mei acum dacă mor. Și am zis, hai să le las un mesaj video pe telefon. Aveam telefonul cu mine, cu baterie. Vezi, Freud zice că atunci când te întâlnești cu moartea și iminența aia morții, e atât de greu să te gândești că tu mori, încât nu te gândești că ce o să faci tu dacă mori. Și te gândești la ce o să facă ceilalți. Cumva muți frica de pe tine pe celălalt. Și am luat telefonul și m-am gândit să le las un mesaj de adio, ca să stea liniștit după ce mor. Ce le-ai zis? Ce eram cu telefonul? Le-am zis că iubesc și că să nu le pară rău că am murit, că și dacă trăiam crivinean și muream, tot rău părea. Și în timp ce eram eu cu telefon în mână și îmi făceam scenariul ăsta, ce să le zic, cum să le zic, nu știu ce, am început să mă lase durerea. Dar a fost atunci un moment, așa poate chiar psihotic, zice, că eram căzut acolo jos, mi-era frică, eram îngrozit. Și dintr-o dată am văzut fețele oamenilor ăștia pe care vezi acolo în jurul meu. Ei erau acolo. Îi vedeam. Și asta m-a liniștit foarte tare. Și mi-am dat seama că este un psihoterapeut dialog. Și el zice că în viața asta e mai important să iubești decât să fii iubit, pentru că dacă iubești, dragostea se întoarce asupra ta, se întoarce spre tine. Și exact asta, dragostea ta se întoarce spre tine și exact asta am simțit atunci, că iubirea mea eu am dus acolo, i-am construit, i-am văzut acolo. Și asta m-a liniștit cumva și m-am adunat. Dar după o vreme mi-a trecut durerea asta și am plecat înspre izvor, m-am spălat, am băut apă și de atunci n-am mai plecat niciodată singur. Și unele reguli chiar trebuie respectate. Și atunci, de ce zic oamenii când vor să reclame de fapt dezordinea, haosul, lipsa regulilor, de ce zic, ce suntem aici? Suntem ca în junglă? Adică nu suntem noi de fapt îndeajuns de inteligenți încât să înțelegem inteligența naturală? Oamenii își imaginează jungla ca un spațiu din ăsta unde nu există reguli și unde nu te poți baza pe nimic. Însă, eu vreau să spun că în junglă sunt reguli. Și că dacă respecti regulile astea în junglă, ai șanse să supraviețuiești mult mai mult decât într-o junglă din asta urbană. Și cred că, de fapt, lipsa regulilor cumva reprezintă pentru oameni, nu știu, simbolul junglei. Dar eu mă duc în Brazilia de 10 ani și mă duc în junglă și de fiecare dată am grijă de mine și respect regulile astea și m-am întors bine. Dar dacă m-aș duce într-o favela, eu nu cred că m-aș putea duce la fel de sănătos sau poate că nu m-aș mai întoarce niciodată. Deci noi, plecând din junglă, am creat junglele astea urbane. Și în junglele astea urbane, efectiv, am creat niște locuri nu mai periculoase decât jungla însăși. Și cred că asta ne sperie pe noi și spune că suntem în junglă, că parcă nu avem nicio ordine, nicio regulă. Cum te-au schimbat pe tine experiențele astea din ultimii 10 ani în care tot mergi în junglă din Brazilia, mergi în Siberia, în Scoția, în fine, ai o mulțime de expediții. Cum construiesc în tine expedițiile astea? Se întâmplă un lucru. Eu cred că ființa noastră are așa o întindere a ei. Și cu cât lumea noastră este mai mare, cu atât și lumea din interiorul nostru și ființa noastră este mai largă. Și putem să înțelegem. Uite, eu acum trăim în perioada asta în care totul este despre social media și avem rețelele astea de socializare unde toată lumea își postează, nu știu, luxul vieții pe care îl trăiește și își postează așa momente din viață. Și atunci te uiți acolo și în
încremenești, te gândești, uite, ăla de ce poate, ăla de ce poate, eu de ce nu fac asta, eu de ce nu fac asta. Și atunci apare un moment din ăsta în care te compari foarte mult cu celălalt, ajungi să fii invidios, ajungi să urăști, ajungi să fii frustrat. Dar asta cred că se întâmplă atâta vreme cât lumea noastră este îngustă și mică. Dacă ne deschidem lumea, atunci lărgirea asta a lumii nu face decât să trezească noi admirația și să ne uităm la celălalt cu curiozitate, să ne uităm la celălalt cu admirație și să nu credem că dacă, nu știu, dacă trăim într-o lume unde sunt cinci oameni, când unul face ceva, ai impresia că aia ai totul. Dar dacă treci într-o lume largă, unde vezi că există miliarde de oameni, fiecare când face ceva, dă diversitate lumii. Deci, mi se pare că, de fapt, cum au schimbat pe mine experiențele astea, mi-au lărgit lumea, m-au învățat să admir, m-au învățat să fiu deschis și să nu mă mai compar foarte mult cu alții. Și să-mi dau seama că, de fapt, în noi sunt toți oamenii. În fiecare dintre noi sunt toți oamenii. Într-un fel sau altul. Pe de altă Dar asta parte, nu înseamnă, te rog. scuze-mă, asta nu înseamnă că trebuie să avem o lume în care să călătorim fizic, așa cum fac eu. Sunt oameni care sunt de o vastitate a ființei incredibile și care s-au mișcat din tremuți, nu știu cum era Noica. Și a trăit în lumea aia îngustă de la Păltiniș, dar el a explorat cu spiritul și și-a păstrat o lume largă la nivel cultural. Și el și s-a cultivat pe planul ăsta cultural. Și atunci, deci nu înseamnă că neapărat trebuie să călătorim, dar trebuie să fim deschiși și să ne ducem înspre lume în diferite feluri, să ne lărgim lumea cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult. Cu cât avem o lume mai largă, cu atât putem să admirăm, să fim mai bine cu noi înșine. Cum putem să avem responsabilitatea asta de a ieși din lumea noastră, pe de o parte atunci când aceasta e destul de confortabilă și pe de altă parte atunci când, nu știu, trebuie să fim la job de la 9 la 5, apoi trebuie să gătim, trebuie să îngrijim de părinți, de copii, trebuie să, nu știu, mai bifăm și 3 întâlniri cu prietenii. Când ai timp pentru toate lucrurile astea? Păi, ce mă scoate pe mine din zona de confort este ce ți-am spus la început, e frica de moarte. Adică mie mi se pare, știi cum sunt? Eu sunt așa, sunt două feluri de oameni. Unii care tolerează anxietatea și alții care nu o tolerează. Eu nu tolerez frica. Deci eu dacă mă pun în pat și am impresia că este un monstru sub pat, eu nu mă acopăr cu plapuma și stau acolo, ci efectiv mă duc să mă uit sub pat, să văd unde e monstru, pentru că nu pot să tolerez frica. Și eu lucrurile astea cumva le fac din frică. Eu mă duc din frica că dacă stau, am o singură viață și o pierd. Dar în același timp mai e ceva. Marele meu noroc este că toate proiectele astea pe care le fac, cumva sunt parte din jobul meu. Și atunci, noi la universitate avem posibilitatea asta și cum sunt și alte ONG-uri sau institute de cercetare sau, în care să aplicăm pentru proiecte, să căutăm proiecte și să mergem în proiectele astea. Deci, cumva, e parte din meseria mea. Ești norocos, uite, în Făgăraș, de unde vii tu, știu că se organizează expediții al căror scop e supraviețuirea și ghidul pe care l-am întâlnit îmi povestea că are o mulțime de clienți, majoritatea corporatiști, care își lasă partenerele la cazare sau acasă, și merg pe munte ca să doarmă în pădure. E un început, de ce fac asta? Eu în început. Eu făceam asta când eram copil. Adică natura. Natura are, e un paradox. Pe de o parte, te cheamă, e ceva frumos, e splendid, te duci, te uiți, o găsești și te fascinează și te cheamă prin fascinația asta ei. Iar pe de altă parte te spăimântă prin faptul că e periculoasă. În momentul în care noi ne ducem în natură singur sau încercăm să supraviețuim fără, nu știu, strictume, fără confortul pe care îl avem acasă, senzația asta de lipsă de confort și de pericol ne face să ne simțim autonomi și independenți. Natura îți dă o formă de autonomie, independență și de libertate. Pentru că acasă trăim într-o rutină. E o rutină. La job ne ducem, trăim într-o rutină. Ce facem, nu știu, dacă lucrăm pe calculator, totul e o rutină. Totul se repete, nimic nu e nou. În momentul în care apare ceva nou la job, poate ne simțim în disconfort că trebuie să rezolvăm noi problema.
Dar dacă ne ducem în natură, noi știm din start că acolo toate lucrurile sunt noi și că există un pericol cu care putem să ne întâlnim, dar în același timp ne ducem, că suntem curioși. Și senzația asta, așa, ambivalentă, senzația asta de paradox, e ceva ce are legătură cu ființa noastră. Noi suntem mamifere care căutăm lucruri noi, încercăm să găsim teritorii noi, în momentul în care găsim teritorii noi, în momentul în care ne înseamnă că supraviețuim în condițiile astea, ne simțim bine. Suntem strămoși, suntem urmași celor care au supraviețuit milioane de ani. Și atunci avem noi nevoia asta de a căuta și de a trăi cumva așa în zone periculoase. Rutinele sunt și ancorele noastre, sunt cele care ne păstrează în siguranță. Ce-i greșit în asta? Nu-i greșit nimic. Avem nevoie de rutină. Dar trebuie să fie așa un dans între rutină și nou. Acum, s-a demonstrat științific că e o diferență genetică între aceste două tipuri de interval. Sunt unii oameni care caută în 80% din viața lor rutină și sunt alți oameni care caută în 80% din viața lor noul și ieșirea din rutină. Dar noi suntem, de fapt, distribuiți pe un interval care umplu limitele astea. Și atunci e bine din când în când în viața noastră să avem o zonă de căutare și de explorare dacă trăim în rutină și pe de altă parte să avem o zonă de rutină și de stabilitate dacă suntem căutători de nou. Și nu e absolut nimic, ci măsura la care o avem. Măsura la care le face sunt bune sau rele. Sandu, ești profesor de etologie, de bioetică, de ecologie umană. Ce sunt astea? Ce predai tu acolo la UBB? Nici eu nu știu ce predau. Da. Păi, etologia este știința care se ocupă cu comportamentul animalelor. Și în știința asta cu comportamentul animalelor, noi studiem și etologie umană. Și vrem să înțelegem oamenii. Și facem tot felul de experimente. Fac experimente cu studenții mei, de exemplu. Imediat după ce a trecut pandemia, am făcut un experiment de evaluare a riscului. Și studenții mei s-au dus la trecere de pietoni. Și acolo, la trecere de pietoni, au stat fiecare câte o oră și am înregistrat să vedem cine trece pe roșu. Și în ce procent. După care, i-am trimis în mall. Și ei s-au dus în mall să vadă cine nu poartă mască și în ce procent. În amândouă experimentele, oamenii cumva se expuneau riscului. Într-o zonă oamenii se expuneau riscului de a fi călcați de mașină, în altă zonă oamenii se expuneau riscului de a fi, nu știu, se contamina cu COVID. E bine, am văzut că atunci când este vorba de trecut pe roșu, nu știu, 3% trec pe roșu, pe când atunci când este vorba de a nu purta mască, 30% nu purta mască. Și am încercat să înțelegem de ce. Și cum, păi, undeva era un pericol vizibil, în altă parte era un pericol invizibil. Și facem experimentele astea ca să înțelegem oamenii. Și dincolo de asta, ca să înțelegem animalele, că facem și experimente pe animale. La bioetică este un curs care îmi place foarte mult pentru că vorbim, de fapt, despre relația pe care știința o are cu filozofia și cu etica. Încercăm să înțelegem dacă știința e bună sau nu și ne dăm seama că știința nu e nici bună, nici rea, ci felul în care folosim descoperirile științifice sunt bune sau rele, deci asta cumva ne responsabilizează pe noi oamenii care folosim asta. Iar la ecologie umană, aici la ecologie umană, ăsta este un curs foarte aproape de sufletul meu pentru că explorăm relația noastră cu natura din toate perspectivele. Se crede că este cea mai interdisciplinară între toate științele. Și atunci, de fapt, ce fac și eu prin toate cărțile mele, prin toate proiectele mele, este de fapt un fel de ecologie umană. Și avem, explorăm pe de-o parte relația noastră cu natura din perspectiva asta materială, adică cum folosim natura, cum gestionăm resursele. Mai avem încă o zonă în care explorăm relația noastră cu natura din perspectivă cognitivă, nu ce învățăm de la natură când ies cu copiii, natura arată astea, recunoaștem plante, recunoaștem animale, vedem relațiile dintre ele și când descoperim lucrurile astea ne bucură. Dar mai există încă alte două planuri. Este un plan psihologic unde vedem relația noastră cu natura din perspectivă psihologică, încercăm să vedem, să ne identificăm, să ne găsim identitatea noastră în
marea rețea a naturii și dincolo de asta suntem care singurții care ne aduc aproape de natură. Și mai este încă un plan care se ocupă de relația noastră filozofică cu natura și de fapt aici, pe zona asta filozofică cu natura, de aici au început toate expedițiile mele în triburi. Și am fost anul trecut și anul ăsta în două triburi din Brazilia, unde vreau să văd felul în care oamenii își metabolizează nevoile și problemele existențiale în relație cu natura. Noi astăzi trăim într-o dualitate, într-o dihotomie, dihotomia natură-cultură. Și atunci, problemele noastre existențiale sunt, nu știu, moartea, realitatea morții, sensul vieții, libertatea și iubirea. Pe toate le trăim și le metabolizăm în planul cultural. Prin teologie, prin religie, prin filozofie, prin artă, prin literatură. Dar problemele astea existențiale le aveam dintotdeauna și când alergam în savană. Și le au și oamenii din trib. Și oamenii ăștia din trib trăiesc doar într-o realitate, în natură. Pentru ei nu există planul cultural. Eu mă duc și stau cu ei ca să văd în ce fel își rezolvă ei problemele astea. Cum se raportează ei la moarte în relație cu natura? Cum se raportează ei la iubire în relație cu natura? Cum se raportează ei la libertate și la sensul vieții? Ce te învață membrii acestor triburi? Oamenii ăștia care trăiesc în relație continuă cu natura, cumva nu au acces la civilizație. Eu cred că civilizația ne face bine. Slavă Domnului că am descoperit și că ne-am civilizat și că trăim în lumea asta civilizată. Eu nu vreau acum să ne întoarcem toți și să trăim în trib. Ce vreau eu este să înțelegem că a existat o vreme în care aveam o relație complexă cu natura. Și noi astăzi am uitat lucrurile astea. Și cred că sunt unele lucruri pe care putem să le recuperăm. Unele forme de a ne raporta la natură. Unele gesturi, unele concepte pe care am putea să le recuperăm, să le luăm de la triburi și încet, încet să ni le însușim. De exemplu, la un moment dat, acum 2 ani, mi-a zis Casic, șeful unui trib, că el nu înțelege cum noi iubim plantele și animalele. Și eu m-am gândit așa, le-a zis, cum? Și că nu. Că nu poți să iubești ceva ce face parte din tine. Îmi zice, e ca și cum ai zice, eu îmi iubesc mâinile. Păi cum să-ți iubești mâinile? Nu le iubești, că nu sunt diferite de tine. Mâinile sunt ale tale. Fac parte din tine. Dacă îți taie cineva mâinile, o să trăiești toată viața cu un handicap și asta s-ar putea să te tristeze foarte tare. Dar cât le ai, sunt ale tale. Exact și cu plantele și animalele. Plantele și animalele fac parte din noi. Nu sunt ceva diferit de noi ca să le putem iubi sau nu. Poți să iubești un alt membru al tribului, poți să iubești pe altceva, dar ele sunt parte din noi, din toată rețeaua asta complexă a naturii. Și mi se pare că ei trăiesc într-o conexiune din asta cu natura pe care noi am pierdut-o. Ei nu au dihotomia asta. Și atunci am putea să învățăm un alt fel de a ne raporta la natură. Alți oameni dintr-un alt trib mergeam cu Casic prin pădure și mă arăta unde sunt vizuine de unde sunt tamandua. Tamandua sunt niște furnicani așa, care se urcă prin copaci. Și era ca și cum, nu știu, mergem într-o pădure aici la noi unde sunt urși, lupi și râși și eu le arăt oamenilor unde sunt aricii. De ce m-ar interesa pe mine unde sunt aricii? Și când l-am întrebat, mi-a zis, pentru că tamandua se strămoșnă și noi când murim, ne transformăm în tamandua. Și venim și locuim aici în pădure. Deci ei, de fapt, erau în rai. Ei trăiau în rai. Nu exista o lume dincolo de asta, unde dacă mureau, ajungeau și era mai bine. Nu. Ei, felul în care gestionau pădurea, era felul în care o să se bucure de ea după ce vor muri. Iar când trecea câte un tamandua pe acolo, pe potecă, zicea, uite, ăsta e bunicul meu. Și atunci este cumva ei și-au luat, trăiesc în lumea asta și o văd ca pe o realitate. Pentru ei nu există o realitate undeva dincolo de lumea asta. Cum pentru mulți dintre noi există o realitate undeva dincolo de lumea asta, care e mai bună. Și atunci dacă tu te gândești că există o lume mai bună după asta, nu dai 2 bani pe lumea în care trăiești. Mi se pare că sunt mult mai ancorați în realitate. Și cred că asta se întâmplă cel puțin comparând lucrurile cu spațiul ăsta european unde trăim, pentru că ei n-au intrat în peșteră. Și când vorbesc de peștera asta în care n-au intrat ei, mă gândesc la peștera lui Platon. Noi trăim în peștera asta lui Platon unde avem impresia că ne uităm pe pereții peșterii și vedem acolo cum de fapt e proiecția unei lumi din afară la care noi nu avem acces. Și atunci lumea noastră e împărțită în două lumi. O lume absolută, frumoasă, nu știu ce, ideală,
care e în afară și o lume în care noi trăim. Ei bine, ei nu. Ei n-au intrat în creșterea lui Platon și ei trăiesc în realitatea pe care o au și se responsabilizează pentru așa e toată lumea lor. Și atunci, felul ăsta organic de a se raporta la lumea în care trăim, eu cred că e ceva ce noi am putea să recuperăm de la ei. Adică să știm că, într-adevăr, asta e lumea noastră, e singura. Și cum am putea să facem asta? Că sigur că e un îndemn foarte frumos, dar el vine și cu o metodă? Vine și cu o metodă, da. Este o metodă prin care încet, încet am putea să conștientizăm că suntem parte de natură. Deci când ne întreabă cineva ce suntem, noi să nu zicem că suntem oameni. În momentul în care zicem că suntem oameni, avem umanii și non-umanii, am putea că suntem pământeni. Adică împărțim planeta asta cu lumea și atât. Ăștia suntem noi. Și dincolo de asta, cred că e foarte important să ieșim și să încercăm să relaționăm cu natura și să o facem să fie prezentă cât mai mult în cultura noastră. Nu știu, sunt studii care arată că pentru literatură, literatura e oarbă în ceea ce privește plantele. Citești acolo tot felul de romane, de chestii, dar nu există animale și oameni, nu există plante. Atunci noi am putea cumva să începem să ne concentrăm mai mult pe toate lucrurile vii din jurul nostru. Să începem să avem conștiința unui arbore pe care îl avem în curte sau pe care îl avem în fața clădirii în care trăim. Să ne deschidem ochii înspre natură. Și sunt niște exerciții mărunte care ne arată la final, așa cum spun studiile, că în momentul în care ne conectăm cu natura, asta ne crește calitatea vieții și ne face mai sănătoși. În Canada, medicii de familie dau bilete de trimitere pacienților în parcuri naționale și le acoperă casa de asigurări de sănătate pentru că s-a demonstrat că natura te însănătoșește. Dacă ai un spital și unele geamuri sunt înspre un parc și unele sunt înspre o stradă, cei care sunt înspre parc, statistic, se însănătoșesc mai repede. Deci, momentul în care noi ne conectăm cu natura ne face mult mai bine. Și nu numai nouă, și naturii. Pentru că începem să fim conștienți de ea. Și dacă suntem conștienți la nivel emoțional și filozofic, o protejăm. Pentru că, de fapt, aici se dă bătălia. S-a demonstrat că relația cognitivă cu natura și materială nu ne ajută atât de mult să protejăm natura. Dar în momentul în care avem o relație psihologică și filozofică cu natura, atunci o să ne implicăm mult mai mult și o să protejăm mai mult. Omul și natura în căutarea timpului tribului pierdut este titlul pe care l-ai ales pentru dialogul pe care îl vei purta cu Radu Paraschivescu sâmbătă 18 mai la Ateneul Român. E vorba de conferințele despre lumea în care trăim organizate de editura Humanitas. Cu ce mesaj ai vrea să plece oamenii după dialogul, după ce vor vedea dialogul acesta? Aș vrea să conferința asta aș vrea să fie, de fapt, o întoarcere la trib. Dar nu o întoarcere în trib, ci aș vrea să ne întoarcem cu privirea spre trib și să ne aducem aminte de tribul ăsta ca de copilăria noastră. Pentru că, de fapt, eu cred că în copilăria speciei noastre, noi am trăit în trib. Și după ce am devenit adolescenți, am plecat din trib și ne-am făcut oraș. Ei bine, astăzi ne-am trezit cât de cât adulți și mi se pare că nu știm să ne descurcăm cu lumea. Adică nu avem bun simț față de natură. Nu o respectăm. Când te uiți la cineva și vezi că nu are bun simț în societate, spui că nu are cei 7 ani de acasă. E bine, nouă mi se pare că noi oamenii am uitat anii din copilăria speciei noastre unde am învățat cum să interacționăm cu lumea și de unde am luat niște valori care ne ajută să conviețuim cu natura. Și atunci cred că este o întoarcere cu privirea înspre trebuie ca să ne uităm și să vedem niște lucruri pe care să ne aducem aminte de niște lucruri pe care le-am uitat și pe care am putea să le aplicăm astăzi în viața noastră ca să ne fie bine și nouă și celor din jurul nostru și lumii care trăim. Care e cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem pentru a înțelege, pentru a ne reconecta și pentru a proteja în cele din urmă natura? Să conștientizăm că trăim în natură. Să știm, să ne deschidem ochii și să vedem elementele naturale din jurul nostru. Să le vedem, să le conștientizăm atât. Pentru că eu cred că, exact așa cum se zice, că avem în noi un simț etic care e acolo în interiorul nostru, exact așa cred că avem și un simț în ăsta de a ști cum să ne purtăm cu natura. Dar trebuie să-l trezim. Și el se trezește în momentul în care începem să fim conștienți de toate celelalte din jurul nostru.
de tot ce înseamnă viul din jurul nostru. Și de acolo încolo începe. Pentru că nu sunt niște reguli. În fiecare situație putem face ceva. Și lucrurile astea ar putea veni din noi dacă ne conectăm cu tot ce e viu și ne vedem ca parte din rețea asta. Stând în contextul ăsta inspirațional, ne apropiem de final și aș vrea să te mai întreb un lucru. Ce mesaj ai vrea să le rămână în minte celor care o să închide acum fereastra asta de YouTube? Că lumea noastră e mult mai vastă și mai spectaculoasă decât credem. Și că o parte din vastitatea și spectaculosul ei stă chiar aici lângă noi, în tot ceea ce înseamnă spațiul ăsta de natură. Și în momentul în care ne conectăm și începem să-l vedem, deja totul se schimbă. Devenim și noi mai buni, până să facem și lumea mai bună și calitatea vieții noastre crește considerabil. Mulțumesc foarte mult! Ne vedem la Ateneul Român pe 18 mai, într-o sâmbătă. Vă aștept! Mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas până la acest moment al dialogului. La revedere!